No, bună ziua, dragilor! Ce acolo? A, mai am un pic și mă duc să alimentez. Și o să ajung... Aici era? Nu cred că aici. Voi ajunge la sistemul ăla antigrindină care mi-ați spus voi că este chestia aia cu ciupercile, știi? Dar nu mai știu pe unde e. Știu că era oarecum aproape de autostradă. Deci dacă eu ies spre dreapta și după aia fac spre stânga. What the fuck is going on here? What is going on? Unde e mă sistemul ăla? Anti-zăpadă. Era un lan din ăla de porumb, mai ții minte? Dar cred că pe aici, pe stânga, pe undeva trebuie să fie. Sau în dreapta? Nu, aici e ceva lac. Sigur, sigur, pe acolo vreau și eu să merg, dar n-am merge des din ăla ca al tău. Uite și pe obositul ăsta. Semnalizez, frate, și ăsta cu Porsche-ul lui. No, să ai mare grijă la curbele astea, pentru că dacă ai marfă înaltă, cum este și la mine, riști să se răstoarne marfa sau să ți se răstoarne mașina. Și ceea ce nu e chiar fain. Haide, cozonț! Mai încolo cred că era ăla. Sau e posibil să fie în partea alaltă. Da, mă, nu e aici. E în partea alaltă, mai încolo. Bă, dacă nu știți despre ce vorbesc, trebuie să te uiți un pic înapoi și întreb acolo în ceva filmuleț ce este ăsta. Și sunt niște ciuperci din alea, un sistem foarte ciudat acolo, cu o grămadă de căplăraie din asta, dacă te uiți, o să înțelegi. Asta e altă pompă, am încurcat eu pompele. De acolo n-ai voie, mă interesează pe mine asta cu n-ai voie. Și asta merge tot la alimentare, cred că. Aici 2 de grade, deci le vom fi atent. Mamă, mai stăm. Mai mergem, mai stăm, mai mergem. Mai stăm. Mai mergem.
Ana, de unde vine? Că se aude. În față. Ta, și pierde semaforul. E galben, e ok, e roșu, e mai ok. Ba nu mă, că l-ai dat înainte. Alsfel. Recul cu limba asta. Bă, a venit toamna, mă. Fii atent, frunze uscate. A, ce deprimant. Că nu e voie pe aici, pe acolo. Serios. Ce ciudat. Nici nu mi-am dat seama. Da, și asta stropesc, pă. Pompele stropitoare. Puii mei. De să scriem aici harap alb și merele de platină. 5, 6, 4, 6. 5, 6, 4, 6, 99, Deutschland. Yeah, yeah, yeah. Iar scârție la ușa asta. Să mai un pic. Hai să pun ciupicii. Unde sunt ciupicii? Dă-mi înapoi. Ce bate, bă, vântul, ești nebun? Unde n-ai bie ăla? Partea altă plecă. Ce pompă ești? Number one. Colorit. A, aici. It's right here. Hi, my friend. Cinci, șase, patru, șase, nouă, nouă, cât am zis-o? One. Ok. Diesel. Problem? No, I don't think so. No problem. Ce stare din ăla? Te rece de nebun. Bac ăsta mic, ești nebun. Dacă tot vă stropesc, să mă stropesc mai puțin. No, te rece să te ia, bagă până nu mai poți. Știi de când stă asta așa? Puii mei. Trebuia să o închid acolo până în sus. Nu prea e ok pentru că riscuri, știi? Aici acum stați? Cred că bine, da, de coace. Cât ai băgat? 4 litri? 22. Hai că e bine. Mimă ce punză de Spider-Man. Dacă apăs pe ăsta, ce dracu se întâmplă? A? Nu cred că e fain. Nu, nu. Butonul roșu oprește tot. Ăsta e cu cifru. O, s-a oprit ăsta. 34. Bun. A decuplat.
Acum trecem pe manual. Mai sunt până la următoarea alimentare vreo 450 de kilometri. Și după aia am 50 de kilometri și intru în Cehia. Stai că asta face spumă, nici dacă pui bere nu face atâta spumă. A, da, aproape plin. Mă, bune, hai că ai ajuns. Am dat odată ceva motorină pe jos, știi, și eram într-un peco și m-au văzut un român, un șofer de camion, era pe comunitate. Wow, dar ce ai făcut? 35-50. 35-50. Bă, dar zic că am dat niște din asta pe jos. Pui mei, ce dacă ar trebui să fac? A, du-te și anunță repede, să aducă, să știu. Bă, nu era mult, mă. Mai mult am dat atunci, când m-am stropit pe mine. Panică din aia, știi? N-ai ce să zici. Hello! Și... bineînțeles că nu m-am dus, am lăsat acolo jos și am plecat mai departe, dar dăduse stres, știi? Bă, e tot cald, bă, frate. Ieri a fost chiar fain și pe Franța. Ei, mă, că începe să picure, ești nebun. Ce tare! Vorbeam că e cald, dar a început să picure, să se picurească. Pam, pam. O duc acolo la colțul de rușine să pap, că acolo mănânc de obicei, când vin pe aici. Mai am ciorba aia de burtă, mi-am luat niște carne din aia de pe Nemția la 3 euro, 600 de grame din aia de carne. Mai prăjesc și aia, mai mănânc și o fasole și that's all. Așa, dăm asta de la zero. Așa. E, mă, că s-a pornit ceva apă. Stai, recu, că dai pe mine. Așa, ăla de la zero. Ok. Să mă pun în așa fel încât că ăștia cu camioanele când vin și vor să intre aici să nu incomodăm, știi? Să mă pun așa. Vezi, e cam pe aici, virează, ca să poată să intre la pompă și mă pun cât mai aproape aici. Nu știu, cred că o să fac cam așa. Știi? Și aici nu incomodez cu nimica. Nu, abia zic cam asta, e petrecerea. Hai să vedem câți kilometri mai sunt. Așa. 343 mai este până la Dresden unde alimentez. Și după aia 400 de kilometri încă. Deci de aici, după aia mai sunt 50 de kilometri și intru în Cehia.